Iată că după ceva timp acest clip vede lumina zilei fiindcă încerc de un an să fac acest clip și m-am gândit până la urmă să-l fac acum. Desigur, cum ați văzut și în titlu, astăzi voi vorbi despre cum a fost distrus Spider-Man. Ei bine, acest clip va fi pe categorii și voi vorbi despre fiecare serie în parte. Dar, înainte de a începe acest clip, nu uita să dați un like, să vă abonați, să apăsați pe acel clopoțel, fiindcă am reușit după câteva luni foarte bune în care ultimul clip din această serie a prins foarte, foarte bine să readuc această serie. Deci să începem. Prima serie a fost pur și simplu intitulată Spider-Man și a rulat pe ABC între 1967 și 1970. Primul sezon al seriei a fost produsă de studioul Gentry Lawrence Animation, care mai târziu a intrat în faliment. În 1968, seria a fost creată de animatorul Ralph Batsky, unde episoadele lui Batsky, care sufereau de un buget extrem de mic, au fost făcute foarte ciudat, iar acesta nu își Permitea să adauge nici măcar o melodie pe fundalul episodului. Serialul poate fi cel mai bine amintit pentru piesa sa tematică. În ultimii ani au apărut mai multe mimuri pe baza acestei serii. Mergem în 1981, iar odată cu crearea studioului de animație Marvel, Marvel s-a străduit să aducă mai multe personaje din comics în serie pentru a atrage atenția publicului și Marvel a creat mai întâi o nouă serie Spider-Man pe baza vechii serii din anii 60. Strategia a funcționat și NBC a devenit interesată să aibă seria pe programul său. Iată că pe lângă seria din 1981 intitulată Spider-Man, tot în acel an a apărut și Spider-Man and His Amazing Friends, iar seria Spider-Man and Amazing Friends a fost creată special pentru NBC, unde îl avem pe Spider-Man, Iceman of the X-Men și un nou personaj numit Firestar. În serie au apărut și alte personaje din proiectul Marvel. Dacă în USA, Național României de Fotbal făcea spectacol în anul 1994, tot în acel acel an, adică în 1994, a apărut seria Spider-Man de Animated Series și a fost făcută special pentru Fox Networks, iar actorul Christopher Daniel Burst oferind vocea lui Spider-Man. Seria Spider-Man de Animated Series a fost difuzată și la noi pe Fox Kids mai târziu devenind Jetix, iar această serie a avut un buget mai mare, trept urmare fiecare dintre cele 65 de episoade individuale, începând cu sezonul 2, au fost numite capitole. Această serie a fost cea mai lungă serie Spider-Man cu 65 de episoade în sezoane, până când în 2012 a fost depășită de seria Ultimate Spider-Man. Despre aceasta vom vorbi puțin mai încolo. În 1999 pentru Fox a fost creată o nouă serie numită Spider-Man Unlimited, unde seria a fost inspirată după benzile desenate din anii 70, iar această serie a fost anulată după un sezon și această serie a fost difuzată pe Fox Kids respectiv Jetix. În 2003 a apărut o altă adaptare a francizei, iar seria se numea Spider-Man The New Animated Series, de această dată seria fiind una CGI, iar aceasta a fost produsă de studioul Mainframe Entertainment pentru Sony Pictures și a fost difuzată pe MTV, iar aceasta n-a mai fost difuzată și în țara noastră. Iar seria a prezentat continuitatea din filmul Spider-Man din 2002, iar seria a durat doar un sezon și a avut 13 episoade. Seria de Spectacular Spider-Man a avut o poveste scrisă de către Lee și Didco, dar a avut câte ceva din fiecare serie, deoarece drepturile au fost vândute de Marvel către Sony, care au lucrat la serie, iar aceștia au renunțat la ea când seria nu era terminată și Sony au vândut drepturile înapoi către Marvel, unde aceștia au fost nevoiți să adauge câte ceva din fiecare serie, astfel fiind un schimb de stiluri, dacă pot spune așa. Seria Ultimate Spider-Man a fost și este în continuare cea mai lungă serie Spider-Man, aceasta are 104 episoade. Iată că ajungem în anul 2017, unde începe așa zisa distrugerea serii, fiindcă se lansase seria Spider-Man, unde apare și Miles Morales, care apare și în filmul din 2019 și de aici putem spune că povestea începe să se schimbe, iar în anul 2019 s-a anunțat că se va lansa o serie și în 2021. Deci, cam toată retrospectiva clipului este că seria a avut același fir narativ și același personaj, chiar dacă a trecut prin atâtea studiouri până când în 2017 cei de la Marvel s-au gândit să aducă un nou personaj pe Miles Morales, fiindcă, după părerea mea sau părerea lor, Peter Parker se învechise și nu mai aducea profit către studioul Marvel și către Disney, fiindcă, dacă nu știți Marvel aparține de Disney și știți ce a făcut Disney cu majoritatea desenelor vechi, dar iată că am ajuns și la acest sfârșit de clip, noi desigur că ne revedem data viitoare.